Consulatul General al României la Săgedin a organizat ieri seară o recepție dedicată Zilei Naționale a României. Întâlnirea s-a desfășurat la sediul Institutului Cultural Român din orașul Maghiar. După intonarea imnurilor de stat ale Ungariei, României și Uniunii Europene, a urmat discursul rostit de Florin Trandafir Vasiloni, Consulul General al României la Săgedin, care a vorbit despre semnificația evenimentului istoric din 1 decembrie 1918. Ziua Națională este piatra de căpătâi a solidarității noastre în fața tuturor dificultăților cu care ne-am confruntat ca națiune, pe care le-am depășit și pe care le vom continua să le depășim, cu încredere în forța noastră proprie, prin eforturi comune și încredere în viitorul pe care îl putem construi mai bun împreună. În contextul geopolitic internațional, marcat de tulburări majore, este demn de menționat că România de astăzi este parte din cea mai puternică alianță de securitate colectivă, NATO, care asigură sub umbrela sa protectoare peste 1 miliard de oameni. În cadrul recepției a avut loc și un moment artistic. Cu ajutorul lui Dumnezeu am venit și la Seghedin, la recepția oficială organizată pentru Ziua Națională a României de Consulatul General al României din acest oraș universitar foarte frumos al Ungariei și unde pentru prima dată în noua calitate și în noul mandat domnul consul general Florin Trandafir Vasiloni, care înainte a fost la Jula și iată de curând a preluat acest mandat la Seghedin, a organizat această manifestare la care, ca de obicei, ca și înainte, au participat nu doar reprezentanții comunității românești din acest oraș, în care există și un studio de televiziune și de radio în limba română, dar și o catedră de limba română, ci au participat și mulți oaspeți foarte importanți din România pentru a se bucura și împreună cu noi, chiar dacă a trecut Ziua Națională a României, dar iată, încă păstrăm amintirea și importanța semnificației ei în inimile noastre. Sunt deosebit de bucuros să mă aflu astăzi la Seged, sau Seghedin, cum spunem noi românii, unde sărbătorim la inițiativa domnului consul general Florin Vasiloni Ziua României, Ziua Națională a României, ziua de 1 decembrie, sigur, nu se putea pe 1 decembrie sărbători aici, dar iată că în mijlocul comunității românești, comunității vechi românești din Ungaria, ne aflăm azi de data aceasta la Seghedin. Anii trecuți am fost cu plăcere la Gyula sau Jula, unde am sărbătorit tot așa, într-un cadru festiv, împreună cu românii de aici, din Ungaria, Ziua României. Recepția de la Seghedin încheie seria manifestărilor organizate de instituțiile diplomatice române din Ungaria cu ocazia Zilei Naționale a României.